Da, dragii mei, ne-am retors în platoul nostru și se pare că este o zi așa cu năbădăi. Avem tot felul de subiecte, din astea mai puțin pașnice. Unul dintre subiecte îl dezbatem chiar acum cu dragul nostru prieten Florin Marin. Bine ai venit la noi în această după-amiază. Bună ziua, bine v-am regăsit. Bine ai venit, Florin. Mulțumesc de invitație. Care a avut un scandal cu poliția, un scandal destul de fapt nu cu poliția. Poliția a venit să vă ajute la un moment dat. Un scandal într-un restaurant, ai fost dat afară. Ce s-a întâmplat mai exact? Sunt atât de revoltat. Bună ziua, vă mulțumesc de invitație. Sunt foarte revoltat și foarte supărat. Pentru că nu credeam vreodată că în România mi se va întâmpla mie personal așa ceva. De la ce a pornit totul? Am fost acum două seri. M-a invitat un prieten venit din Elveția să luăm cina în oraș. Ne-am simțit bine, am mâncat, ne-am simțit foarte bine, ca doi prieteni care ne cunoșteam de foarte mult timp. După care, la ora 11:30, la ora 12 se închidea restaurantul, la 11 s-a închis mall-ul, eram în zona Băneasa, și am decis să plecăm să fumăm o țigară afară. Am cerut voie celor de la restaurant dacă putem ieși cu paharele afară. Am coborât scările, eram puțin, nu pot să spun, după câteva pahare, dar că eram foarte liniștiți, eram... Pașnici, asta e cel mai important. Adică nu, n-am deranjat pe nimeni, mai ales eu niciodată, dacă nu am fost deranjat. Deci, practic, voi ați mâncat într-un restaurant în mall, da? Da. Și ați vrut să ieșiți să fumați o țigară afară în fața mall-ului. Da. Ați cerut frumos paharele să ieșiți cu vin sau ce aveați voi de băut acolo, suc. Da. Și ați ieșit afară în aer liber, da? Unde, în locul liber, de fumat, unde după ce terminam de fumat, plecam acasă. De aceea am și plecat. În timp ce noi ieșeam pe ușă, un bodyguard din mall-ul respectiv. În timp ce ieșeați? Da, în timp ce ieșeam, la vreo 24-25 de ani, mai mult nu avea cel tinerel, a spus gen, e timpul să plecați, ok, n-am... Și când a folosit cuvântul gaylor, am simțit că, nu știu, să dărâmă ceva pe mine. Ți se urcă sângele în cap. Mi se urcă sângele în cap. Te-ai enervat sau te-ai supărat foarte tare? M-am supărat foarte tare pentru că nu ai voie, indiferent, și am spus de atâtea ori și pe rețele de socializare și la televizor, de etnie, de religie, de orientare sexuală, nu ai, de culoare mai ales, nu ai voie niciodată. Dar, dacă faci parte din acea comunitate, da. Pentru că noi, între noi, da. Dar... A motivat cumva acel bodyguard de ce vă spunea să ieșiți afară? Sau pur și simplu a fost această răutate aruncată care pe tine, pe voi, evident, v-a deranjat foarte tare? Era o răutate, cred, pentru că m-a observat, m-a recunoscut și a crezut, poate o fi vrut să se bage în seamă cu mine sau nu știu. Se terminase programul, trebuia să ieșiți, pentru că mall oricum știu că se închide la orele 22-23, ceva de gen, doar că restaurantul la ora 12. La restaurant poți să stai, chiar dacă mall-ul e închis. Chiar dacă mall-ul este închis. Poate credea că voi aveați treabă în mall, nu i-ați spus că de fapt voi erați. Dar nu puteam să-i dau eu explicații lui de ce am venit eu aici, că nu era în măsură să mă întrebe pe mine. El era... Atât era deschis. Mall-ul era deschis și el, treaba lui era de om de securitate sau ce face el, habar n-am. Ați fost cumva gălăgioși, ați făcut... Niciun punct de vedere. Ironii pe acolo. Niciun punct de vedere am fost niște... Adică eu, unul personal, sunt un om foarte liniștit, sunt mulți din comunitatea LGBT care fac și deranj. Eu sunt un tip foarte calm, foarte respectos, adică nu creez probleme, nu am creat niciodată. Și am spus, când am auzit, am zis, ce ai zis, bă? Și când m-a auzit, a plecat în pași repezi, nu m-am enervat niciodată în halul ăsta. Am pus mâna pe telefon, am apelat 112. I-am explicat doamnei la telefon că ne confruntăm cu o problemă de xenofobie, homofobie și rasism, conform care toată lumea presupun că, spun și acum, trebuie să știți foarte bine că s-a dat o ordonanță de urgență de către statul român împotriva oamenilor și împotriva rasismului de orice. Nu contează. Indiferent. Și a fost o ordonanță care se pedepsește grav.
Îi mulțumim. Poliția a venit în 2 minute? Asta și obiți report cu mega scandalul izbucnit într-un mall, acolo unde Florin Marin, alături de un prieten, a fost să ia masa, cina, motivul pentru care la un moment dat a ieșit din incinta mallului pentru a fuma, mă rog, asta este un detaliu mai puțin important, da. Moment în care s-a lovit de comentariul răutăcios al unui bodyguard, care l-a îndemnat să părăsească cât mai repede mall-ul. De aici un întreg scandal, moment în care te-ai enervat, ai fost extrem de deranjat de cele ce s-au întâmplat, ai pus mâna pe telefon și ai sunat la poliție. Ce s-a întâmplat? Cât de repede au venit oamenii legii și cum au reacționat? Am apelat la 112, n-am stat foarte mult la telefon cu doamna respectivă. I-am explicat că mă confrunt cu o situație de xenofobie și dânsa a spus, imediat trimitem pe cineva la locul faptei. 2 minute? În 2 minute, poliția a fost în fața mall-ului respectiv. Câți polițiști au venit? Au venit 2 polițiști de vârsta mea. Da? Care foarte tineri, adică. Foarte tineri. După care au mai venit 2 mașini de poliție și jandarmeria. Bine, cred că erau un... Deci cred că erau un, desfășurare da, de forțe. Da, pentru că... Erau foarte aproape de loc, probabil. Era foarte aproape de loc și poate ei s-au gândit că ne confruntăm cu mai mult, suntem mai mulți în gașcă, fiind în mall, s-au gândit probabil că suntem mai mulți implicați. Apucați să-și să reintri în restaurant? Nu, nu am mai intrat în restaurant, eram afară. Au venit domnii polițiști, m-am legitimat, le-am spus domnilor că eu am sunat și le-am explicat situația întâmplată cu acel bodyguard al mall-ului de față. Au rămas și ei uimiți, pentru că fiind foarte tineri, polițiștii cei tineri din ziua de azi sunt puțin mai open mind, să spun așa, și au fost foarte prompt și foarte... N-am nimic negativ să spun despre poliția română. Ce s-a întâmplat după ce v-ați legitimat? După ce ne-am legitimat, am încercat să explic ce înseamnă a fi rasist și homofob, ca să înțeleagă și acest bodyguard, care nu-i dau numele și nu l-am postat public, pentru că am bunul simț. Dar i-am explicat, i-am dat o lecție de viață să învețe să respecte pe cei din jurul lui, indiferent cine este. Și asta e valabilă pentru toată lumea. Trebuie să respectăm. Și domnii polițiști, foarte atenți la ceea ce eu spuneam, bine, eu vreau să-i depun o plângere penală, pentru că trebuia să mergem la sediul poliției, să-i depună o plângere penală, să fie arestat, pentru că... Bine, aici, scuze-mă că intervin, ar fi fost un pic cuvântul tău împotriva cuvântului lui, deoarece nu fusese înregistrat, dar bănuiesc că pe camerele de supraveghere ai fi putut să ieși un câștig de cauză. Exact, și un câștig de cauză, pentru că nu filmasem, pentru că eram atât de supărat, încât nu-mi venea să cred eu, nu-mi venea mie să cred că mi s-a întâmplat așa ceva. Florin, ce a spus poliția? Efectiv, ce a făcut poliția? Bun, au fost consternați, au fost mirați. Ce s-a întâmplat după? Domnii polițiști au spus să-mi merg cu dânsii pentru a depune o plângere penală împotriva acestui individ. Câte m-am uitat eu la acest tinerel bodyguard, am observat că deja chiar îi părea rău. Și am înaintat spre noi cu 2 pași și a spus, vreau, îmi cer scuze, mii de scuze, nu mi-am dat seama, am întins mâna. Deci băiatul, până la urmă, și-a cerut scuze și-a recunoscut, și-a recunoscut vina, nu? Da. Și-a recunoscut vina, doar că eu, fiind un tip iertător, am zis, domnii polițiști... Mi s-a făcut milă, practic. Mi s-a făcut milă, zic, haideți să nu-i dați nicio amendă, nu-i mai depun plângere penală, care e un lucru foarte rău, dar așa e Florin Marin, îmi place să iert oamenii. Păi da, dar tot trebuie să mergem la secție. Acum nu mai scăpai tu de... Nu mai scăpam eu, zic, păi și ce faci? Ne arestați pe noi, mergem, stăm 24 de ore, stăm în noaptea asta la secția de poliție, că nu am făcut nimic, nu am țipat pe stradă, nu am deranjat liniștea publicii, sau cum se numesc criteriile astea. Doar că... Liniștea publică. Liniștea publică, doar că, vezi tu, și-a dat seama de ce a făcut el, efectiv,
E... Și cerându-și scuze, practic, acolo cred că s-a închis totul, s-a închis totul, care chiar și domnii polițiști cred că ei nu au mai văzut așa ceva, ca cineva care a greșit și a încălcat legea, care a încălcat legea penală. Nu i-a dat aceluia nici măcar o amendă? Nu i-au dat oamenii nu, o amendă? Nu, pentru că m-am opus eu. Am spus, vă rog frumos, din suflet, nu m-am așteptat nici eu că el își va cere scuze, dar vă rog, nicio amendă, haideți că, și uite... Cum s-a finalizat totul? Adică ce au făcut? Polițiști au plecat? Domnii polițiști le-am mulțumit în primul rând, pentru că au fost foarte prompți și foarte de treabă, ca de fiecare dată, și s-au retras frumos, după ce individul și-a cerut scuze în fața tuturor, față de mine și de prietenul meu, într-adevăr. S-au retras, ne-am retras și noi spre casă mai târziu, doar că, vezi tu, eu sunt deranjat mai mult. De ce trebuie să fim așa? De ce nu putem... Logică, ți-a stricat, eu nu pot schimba România. V-au stricat seara. Mi-a stricat seara mie, în primul rând. O vorbă aruncată aiurea, ți-au stricat și v-au stricat. Nu te-ai gândit totuși să nu-l ierți pe respectivul, pentru că astfel s-a creat un precedent și tu ai mai putea să te întâlnești cu astfel de situații în urma cărora să te simți foarte prost? Da, am spus. Prima dată am stat ieri, stăteam și vorbeam cu o prietenă și am spus, zic, hai, s-a întâmplat odată, am lăsat de la mine, sunt om, hai să iertăm, suntem români, suntem ca frații, etc. Dar, a doua oară, dacă se mai întâmplă, eu merg până în pânzele albe. Și oricine din lumea asta și din România asta, dacă vreodată sunteți, vă confruntați, indiferent că sunteți persoane gay sau din alt cult religios. Asta este mesajul tău. Da. Trebuie să mergeți, depuneți plângere penală, există lege, există legislație și se pedepsește grav. Florin Marin a fost astăzi la noi, ne-a povestit un lucru pe care nu ne dorim cu siguranță nu dorim să fim agresați, indiferent de orientare sexuală, de religie, de culoare și așa mai departe. Îți mulțumim foarte mult, mulțumim foarte mult că ai trecut peste și îți dorim să nu mai ai parte de asemenea evenimente, să trăiești viața liniștit și să te bucuri de viața ca noi restul celor. Îți mulțumim foarte mult. Mulțumim tare mult, Florin. Mulțumesc.